Există persoane la proteste care instigă la violență. Acesta este avertismentul lansat de prefectul capitalei, Rareș Opincă. Sunt tentative de forțare a barajelor. Avem o legătură telefonică directă cu prefectul capitalei. Bună ziua, domnule Opincă. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Înțelegem că aveți informații legate de faptul că sunt instigatori care încearcă să-i convingă pe manifestanți să forțeze barajele. Cine ar fi acești instigatori? Sunt din rândul protestatarilor sau din... Mă rog. Nu, informațiile noastre vin chiar de la protestatari care se delimitează de aceste persoane care instigă și de la dânși avem informațiile. Sigur că instituțiile statului, instituțiile abilitate își fac datoria și cu siguranță sunt identificate, au fost identificate și se iau măsurile legale. Deci ce fac protestatarii? Sună la prefectură și spun că sunt intruși printre ei care instigă? Noi am stabilit un dialog încă de săptămâna trecută și deja discutăm direct, nu e nevoie să ne formalizăm. Este și o rugăminte și a poliției și a jandarmeriei ca protestul să se desfășoare pașnic și pe cât posibil să se delimiteze de orice tentativă de instigare la acțiuni antisociale. Cine Iar sunt cei care instigă? Vom afla în urma unor anchete în acest sens. Nu aș putea să... Cine face anchetele? Instituțiile statului, bineînțeles. După cum ați văzut, sunt deja luate măsuri în țară pentru persoane care instigă la violență și cu siguranță vor continua. Este important de spus că protestatarii, cei care protestează pașnic, nu au niciun fel de problemă, dar persoanele care instigă la violență și care nu respectă legea, suntem într-un stat de drept și este normal să aibă probleme cu instituțiile statului. Vorbim despre probleme. Știm că au fost deschise 24 de dosare penale. Au fost făcute publice și niște exemple de mesaje care au determinat autoritățile să ia această măsură, să deschidă dosare penale. Nu discutăm despre fundamentul acestor decizii, dar totuși printre aceste mesaje sunt unele de genul bătaie ruptă din rai. Vorbeam puțin mai devreme despre faptul că în familie din România se aude deseori povestea asta cu bătaie ruptă din rai. Bun, nu am ce să comentez aici, pentru că dacă instituțiile statului, în speță poliția, a considerat că este necesar să ia măsuri, a luat măsuri. Dânsii aplică legea, dânsii aplică reglementările legale și atunci orice alte comentarii din punctul meu de vedere nu sunt binevenite. Există, spuneați, tentative de forțare a barajelor. Ele sunt fizice, aceste tentative, sau tot pe grupuri de WhatsApp? Hai să forțăm barajele. Sunt instigări verbale, instigări pe grupurile de WhatsApp. Dar fizic n-a încercat nimeni să forțeze niciun baraj? Nu, fizic la nivelul municipiului București nu a încercat nimeni să forțeze, nu au fost evenimente nedorite în acest sens. Spuneați că aveți parteneri de dialog în rândul protestatarilor. Există în momentul acesta, domnule Opincă, negocieri în curs? E și o declarație a premierului. Vă așteptați să se termine acest protest sau nu? Eu sper să se ajungă la un consens și manifestațiile să se diminueze, să înceteze, pentru că încă un element de instabilitate în regiune nu este ceea ce ne dorim. Sigur că protestatarii au o serie de revendicări ce pot fi soluționate și s-a ajuns la un consens în discuțiile de sâmbătă și duminică pe anumite puncte. Pe alte puncte continuă dialogul. Este esențial ca acest dialog să fie permanent, iar din partea guvernului a existat toată deschiderea de la nivelul primului ministru, ministrii de resort, până la nivelul prefecturii. Este esențial deci să continuăm acest dialog, iar protestele, atât timp cât se desfășoară, să se desfășoare pașnic, fără a se afecta activitatea economică și viața de zi cu zi a bucureștenilor, în cazul meu, pentru că aici sunt atribuțiile prefectului de București. Domnule prefect, mai am o ultimă întrebare. Citeam o declarație pe care ați făcut-o aici, pe B1 TV. Spuneați, protestatarii nu doresc să intre în capitală. Dacă ei nu doresc să intre în capitală, de ce li s-au deschis dosare penale pe baza unor mesaje în care scriau, n-au făcut nimic, că vor să intre în capitală? Nu. Instigarea la violență este una. Faptul că cineva vrea să intre în capitală fără a îndeplini condițiile legale este altceva. Li s-a spus încă din prima zi, la modul cel mai
pașnic posibil de către instituțiile statului, că pentru a intra în capitală cu utilaje grele sunt necesare anumite autorizații. În momentul în care se vor obține acele autorizații, nu va avea nimeni nicio problemă. Aceasta este o componentă. A doua componentă este cea de instigare la violență și la fapte antisociale, care este de competența poliției și este foarte bine că aceste acțiuni antisociale, ilegale, sunt taxate ferm. Mulțumesc, Rareș Opinca, prefectul Capitalei. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.